un ambulatoriu extins și modern la Spitalul de Pneumoftiziologie. Conducerea unității sanitare a finalizat studiul de fezabilitate pentru accesarea unui proiect cu fonduri europene pentru extinderea, modernizarea și dotarea ambulatorului integrat al spitalului. Modificările presupun supraetajarea pe structură metalică, cu încă un etaj a clădirii de pe strada Sitei, recompartimentarea spațiilor, termoizolația imobilului și achiziționarea de aparatură medicală performantă. Valoarea proiectului ajunge la aproape 1,6 milioane de euro. La începutul anului, Consiliul Județean a aprobat alocarea de fonduri pentru toate cele 6 spitale din subordine, pentru realizarea de studii de fezabilitate pentru accesarea de fonduri europene pe programul operațional regional 2014-2020, axa 8, dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale. Aici s-a alocat 60.000 de lei pentru studiul de fezabilitate. Țin să felicit pe domnul director că au înțeles de anul trecut, din aprilie, de când au început demersurile și am adus directorul de la DR Centru pe domnul Crețu ca să ne explice ce trebuie să facem și care sunt pașii. La începutul anului, pe fondul din bugetul propriu, am alocat pentru toate spitalele și pentru clădirile care sunt în proprietatea Consiliului Județean bani pentru studiul de fezabilitate pentru a putea depune pe planul operațional regional pentru fonduri europene. Capacitatea actuală a clădirii de pe strada Sitei nu face față nevoilor reale ale populației în ceea ce privește serviciile medicale, spune managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Dan Moraru, astfel că era nevoie de un astfel de proiect, cu atât mai mult cu cât fondurile vin de la comunitatea europeană. Tot în această locație avem atât dispensarul TB, laboratorul de analize al spitalului și ambulatorul integrat al spitalului. Ca urmare, extinderea, modernizarea și dotarea ambulatorului prin construirea unui nou etaj cu dotările necesare cu destinație de ambulator este o oportunitate pe care trebuie să o fructificăm, pentru că acest proiect este propus spre finanțare din programul operațional regional 2014-2020, axa prioritară 8. Prin proiect se propune recompartimentarea parterului, astfel încât să poată fi instalat un computer tomograf. La etajul întâi, spațiile existente vor rămâne nemodificate, iar la etajul al doilea, care va fi construit, va funcționa ambulatorul integrat al spitalului, compartimentat cu zone distincte pentru adulți și copii. Prin același proiect se va achiziționa și aparatură medicală. În cererea de finanțare, lucrările de construcții și achiziția de echipamente sunt cuprinse. Echipamentele medicale performante înseamnă un mare plus pentru noi, pentru că, pe de o parte, ne va permite să diversificăm serviciile prin apariția unor servicii noi, CT, body plethysmography, gazometrie, ecocardiografie. În același timp, va permite creșterea eficacității actului medical, pentru că vom obține un diagnostic rapid și corect și, în ultimul rând, va scădea costul per pacient. Odată cu supraetajarea și modernizarea clădirii de pe strada Sitei, se va construi și un ascensor pentru persoane, dimensionat astfel încât să permită accesul cu targa. Totodată se va construi și o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități și va fi montată și o platformă mecanizată verticală pentru accesul pacienților cu handicap locomotor. Costurile aferente realizării construcției și achiziției de medicamente sunt de aproape 1.600.000 de euro.